Cu câteva zile în urmă, Silvi și iubitul ei își făceau de cap în camera de spital pentru că era ultima dorința lui. În prezent, Silvi merge la aeroportul din Bruxelles și-l observă pe Terenzio sosind într-o dispoziție foarte proastă. În apropiere, un bărbat asiatic pierde convorbirea pe care o avea cu locuința sa. Silvi întârzie, iar recepționerul îi spune că este posibil să nu-i se permită îmbarcarea. Când întreabă de celălalt pasager, Silvi arată o urnă cu cenușa iubitului ei, așa că funcționarea promite să facă ceva. În același timp, Terenzio intră în rând și spune că trebuie să dea un obiect unui pasager susțin susținând că este cu NATO. Funcționarul nu îl poate lăsa să treacă fără escortă de securitate, așa că Terenze se preface că renunță și merge la un alghișeu pentru a cumpăra un bilet. Între timp, influencerul Ines pierde convorbirea cu o prietenă din New York, care se sufocă înainte de a se prăbuși. În interiorul avionului, însoțitoarea de zbor Gabriel observă că colega este însărcinată și se întreabă dacă tatăl este copilotul Matthew. Colega ei spune că Matthew nu știe despre asta și că îi va spune când vor ateriza. Curând, zborul 21 începe să se umple. Rick observă că Nabil tremură și transpiră mult, dar Nabil spune că este doar speria de zbor. Înapoi la Terenzio, acesta bea un par pentru a-și calma anxietatea și vede la știri că gazda s-a prăbușit, urmată de o scenă cu oameni care zac inconștienți pe o plajă din Melbourne. El spune că timpul a expirat și părăsește nervos barul, ne dorim să mai aștepte zborul său de noapte. Deodată, Terenzio lovește cu pumnul un agent de securitate pentru a-i fura pușca, apoi aleargă prin coridorul de acces, în timp ce strigă pentru a face pe toți să se dea la o parte. Văzând acest lucru, Gabriel se grăbește să închidă ușa, dar Terenzio o deschide din nou și intră. O forțează pe Gabriel să încuie ușa, lăsându i afară pe pilotul principal și pe celălalt însoțitor de bord. Terenzio se duce apoi în cabina piloților și spune lui Matthew să decoleze sau vor fi uciși de răsăritul soarelui. Tehnicianul Jacob bate la ușa cabinei și spune că cheamă poliția, distragându-i atenția lui Terenzio suficient de mult pentru ca Matthew să încerce să-l dezarmeze. Cu toate acestea, Terenzio trage și rănește la mână pe Matthew înainte de a-i cere să piloteze avionul. Când Matthew îi spune că nu poate să o facă singur, mai ales acum care o mână rănită, Terenzio se duce pe pe coridor și întreabă de piloți. Silvi comentează că a mai pilotat elicoptere și este târât în cabină. Gabriel îi pune pe toți să se așeze și să-și pună centurile de siguranță, în timp ce Matthew sună la turnul de control pentru a cere decolarea, dar nu primește niciun răspuns. Sub presiunea lui Terenzio, avionul deculează totuși. Odată stabilizat, Matthew cere o explicație, iar Terenzio insistă că este un ofițer NATO. El știe doar că lumina soarelui va ucide pe toți, și de aceea Asia și America au fost deja afectate. Terenzio vrea să confirme povestea la radio, dar a distrus-o din greșeală când a el îi cere totuși lui Matthew să confirme să meargă spre vest, fără să se oprească. Între timp, pasagerii nu au Wi-Fi, deși biletele includeau acest serviciu, iar Ines se întreabă dacă acest lucru are legătură cu ce s-a întâmplat cu prietena ei. Rick crede că Nabil este suspect, așa că îi dă în lui Gabriel un bilet în care spune că Nabil este un terorist, iar el avertizează pe Jacob. În Carlingă, Matthew sângerează abundent și Silvi îl convinge pe Terence să o lase să caute un medic. Laura se oferă voluntară pentru că este asistent medical și este și adus în cabină, în timp ce a verificat Ana, Matthew convinge pe Terenziu să lasă să vorbească cu pasagerii. Folosind sistemul de anunțuri, Matthew minte pentru a evita panica, spunând că Terenziu va pleca la următorul aeroport și că vor zbura la Moscova fără el. În timp ce Terenziu merge la cabină, Silvii propune aterizarea pe aeroportul internațional din Islanda, spunând că prezența unui avion necunoscut va atrage atenția autorităților. Laura curăță mâna lui Matthew, dar nu are instrumente pentru a închide rana, așa că încălzesc un cuțit pentru a o închide. În cabină, Terenziu se ceartă cu pasagerii și își pierde mințile, dar aceștia atacă când îl aud pe Matthew țipândă. Între timp, Horst o întreabă pe Gabriel despre Wi-Fi, iar ei spune că a fost stricat toată săptămâna. Ea și aia recunosc cu unul altuia că auzi ceva despre soare. Dintr-o dată, Nabil începe să tușească ca un nebun și Laura vrea să-l ajute. Când Terenzio încearcă să-i oprească din mișcare, aia profită de ocazie pentru a-l dezarma și o face pe Gabriel să-l închidă în baie. Apoi aia îl amenință pe Matthew, cerându-i adevărul. Matthew spune că a mințit pentru a-l păcăli pe Terenzio și că de fapt merg în Islanda, unde autoritățile pot aresta. Această poveste este crezută și aia spre de arma pe care Jacob o pune deoparte. Câteva clipe mai târziu, avionul se apropie de Islanda. Radioul încă funcționează, așa că Matthew decide să zboare deasupra aeroportului pentru a verifica situația înainte de aterizare. Spre șocul său, întreaga zonă este în flăcări și există oameni disperați care încearcă să scape. Sylvie vrea să ajute, dar Matthew atrage atenția că nu poate ateriza pentru că și pista este în flăcări. Crezând în cele din urmă în povestea cu soarele, Matthew eliberează liberează pe Terenzio, care îi cere arma înapoi înainte de a răspunde la întrebări. El le spune tuturor că soarele îi va ucide, și că trebuie să continuă să meargă spre vest, dar Matthew le spune că rămân fără combustibil. Silvia află că cel mai apropiat aeroport este în Scoția, așa că Matthew acceptă să se întoarcă, în ciuda protestelor lui Terenzio. Dacă reușește să ajungă la timp, va fi încă întuneric acolo. Între timp, Nabil continuă să fie bolnav. Osman reușește să comunice cu el în arabă și află că Nabil a înghițit diamante. Când se apropie de aeroportul din Scoția, motoarele încep să cedeze și Matthew le taie calea. Apoi încearcă să gliseze avionul, ceea ce provoacă multe turbulențe, dar din fericire, tot aterizează în siguranță chiar înainte să se prăbușească împotriva unei clădiri. Ignorând avertizmentele lui Gabriel, Ines activează topoganul de urgență și părăsesc imediat avionul. Acum telefoanele lor funcționează din nou și primești știri care dovedesc povestea lui Terenzio. În acel moment, trei soldați sosesc un camion și le spun că lumea s-a sfârșit. În aeroport nu mai sunt oameni în afară de acești soldați care le spune că trebuie să continue să zboare în noapte. Un flashback care arată pe Jacob și soția sa, vorbind despre planurile lor de a avea copii. Jacob este trist la aeroport în noaptea în care soția sa este fertil. În prezent, el tot încearcă să sune soția, dar fără succes. În avion, Laura încearcă să facă luna bil compresitor acice, dar este prea târziu, este deja mort. Soldații informează că mai au 45 de minute până la răsăritul soarelui, așa că trebuie să facă plinul și să decoleze rapid spre vest. Jacob se plânge pentru că vrea să se întoarcă la Bruxelles pentru a salva soția, dar ceilalți îl contrazic, deoarece este evident că ar muri încercând. În timp ce Matthew și soldații alimentează avionul, ceilalți caută provizii în aeroport. Grupul lui Nabil este aruncat în cargo, unde Ines găsește o sticlă de alcool pe care o ascunde în geantă. Între timp, Zara spune că povestea cu soarele este o minciună și că vrea să rămână aici cu fiul ei bolnav, Dominic, deoarece zbor nu este bun pentru plămânii lui. Când Silvi încearcă să o facă să înțeleagă, Zaro o Silvi răspunde prinzând-o și Laura injectează un sedativ pentru a o duce înapoi. Avionul decolează curând, iar John le spune lui Silvi și Matthew că trebuie să se mențină la o latitudine ridicată pentru a rămâne în întuneric, prezentându-le în același timp poartă. Deoarece John are experiență de zbor, Silvi lasă să fie copilotul lui Matthew. Între timp, soldatul Roger și Ayaz încearcă să repare radioul și Wi-Fi-ul, deschizând pădeaua avionului cu lampă de sudură, sperând să găsească sistemul de comunicații. Silvia observă că Jacob este supărat din cauza soției sale și împărtășește că și-a pierdut iubitul, recunoscând că s-a gândit chiar să-și ia viața. Ea sublinează că chiar dacă și-au pierdut voința de a trăi, există oameni care au nevoie de protecția lor și că el s-ar putea simți mai bine dacă este util. Jacob se alătură lui Roger, iar Aiaza acționează ca translator între ei. Din păcate, Jacob spune că radioul este prea deteriorat pentru reparații. Datorită intervenției lui Orst, internetul funcționează din nou. Mulți pasageri primesc mesaje de adio de la cei dragi, lăsându-i devastați. Rigăsește găsește un articol despre teoria conform căreia acest lucru a fost cauzat de schimbări în polaritatea soarelui. Horst îl găsește interesant și dezvole că este un climatolog care lucrează pentru Comisia Europeană. El explică faptul că este normal ca polaritatea soarelui să se inverseze odată la aproximativ 11 ani, dar în ultima vreme au existat anomalii ciudate și inexplicabile. El crede că de data aceasta inversarea a fost neobișnuit de puternică și a dus la niveluri foarte ridicate de radiații gamma. În timp ce soldatul Freddy flirtează fără succes cu Gabriel, Aias vorbește cu Sil în particular. A făcut cercetări online despre cei trei soldați și a aflat că au fost acuzați de uciderea unui traducător și de maltratarea soției acestea în Afganistan. Câteva minute mai târziu, Freddy găsește sticla pe care Ines a ascuns-o și o mostră, deoarece proviziile ar fi trebuit să fie păstrate împreună pentru toată lumea. Când Ines se spune că este doar un prototip pentru o etichetă pe care o lansează, Freddy deschide sticla doar pentru a fi contrariat. Zgomotul îl spere pe pacientul senil al Laurei, care crede că a fost o împușcătură și fuge să încerce să deschidă șire de urgență. Freddy îl trage imediat înapoi, doar pentru ca bărbatul să-și accidenteze capul și să moară instantaneu. Toată lumea începe să dea vina pe Freddy, pentru că nu a fost atent și Freddy se enervează, așa că scoate arma. Roger trebuie să intervină și să-l calmeze. După aceea, Matthew le spune tuturor să doarmă înainte de a ateriza în Canada pentru provizii și speră pentru un radio. Ines spune că nu a existat actualizări pe site-urile belgiene în ultimele două ore, ceea ce implică vești proaste pentru familiile lor. Sylvie folosește scuza schimbării bandajelor lui Matthew pentru a vorbi cu el în franceză și spune adevărul despre soldați care probabil au fost lăsați în urmă intenționat. În cele din urmă, avionul aterizează în Canada cu două ore înainte de răsăritul soarelui. Matthew le cere soldaților să caute un radio, dar aceștia devin suspicioși, așa că îi fac pe Jacob și Gabriel să vină cu ei. Grupul ia un vehicul pentru a merge prin oraș, iar Gabriel este îngrozită să vadă cadavre într-un autobuz școlar. Între timp, Matthew le spune celorlalți pasageri adevărul despre soldați. Jacob a încerca să-i piardă, așa că trebuie să i aprovizi și să fie pregătit să plece rapid. Aia și Ozman pregătesc cadavrul lui Nabil și îl rământează cum se cuvine. Rick și Orst examinează un cadavru la întâmplare în aeroport și observă că limba pare arsă. În oraș, grupul ajunge la un magazin și Jacob găsește un radio nou, dar nu le spune celorlalți. Când soldații se duc să caute în camera din spate, Jacob încueșea în urma lor. Neștiind adevărul, Gabriel este acum speriată de Jacob și refuză să-l urmeze. Jacob fuge în timp ce soldații trag în încuietoare pentru a o deschide și vin după el. Furând o altă mașină, Jacob pleacă, iar soldații îl urmează în camion. Gabriel este lăsat în urmă pentru a muri dimineața. Curând, Jacob ajunge la aeroport și se urcă în avion la timp. Când acesta începe să se miște, soldații leargă după el cu foc deschis, avarind un geamă. Un flashback îl arată pe Matthew făcând prostii cu cealaltă însoțitoare de bord. În acel moment sosește soția lui, așa că însoțitoarea fuge să se ascundă, însă soția vede oricum hainele femeii pe jos. În prezent, avionul a decolat în siguranță, dar nu se știe cât timp va rezista geamul. Terenz este sătulcă că ea toate deciziile și vrea ca ei să lucreze împreună, așa că reloco ceartă. Deodată, audă la radio pe cineva dintr-un alt avion care susține că în Hawaii există o instalație subacvatică numită Sfera Marte, unde au fost antrenați astronauții. Aceasta poate găzdui 100 de persoane, iar apa protejează de soare. Celălalt avion a găsit coordonatele pictate pe un perete, așa că bănuiesc că cineva răspândi mesajul. Meteo anunță că vor merge în Hawaii, iar Terenziu se enervează din nou, declanșând o nouă ceartă. Silvi se duce la cabană și află că Rick și Terenziu nu-i vor lăsa pe ceilalți să mănânce, până când nu se pun de acord asupra unor reguli. Dacă Hawaii nu funcționează, atunci trebuie să aleagă împreună următoarea destinație. Totul trebuie împărțit în mod egal și nimeni nu va fi dat afară din avion decât dacă toți votează. Aproape că se ceartă, dar sunt întrerupți de o alarmă bruscă. Silvi se grăbește să-l ajute pe Matthew, dar alarma se oprește de la sine pentru ca alta să pornească. Pentru că aceste două alarme nu sunt deloc conectate, Matthew concluzionează că unul dintre soldați a reușit să urce la bord și acum se joacă cu cablurile. Când Matthew se duce să vorbească cu pasagerii, Ines îl informează că a găsit-o pe Gabriel pe Instagram și că aceasta a făcut o postare în care spune că nu vinovățește. Apoi Matthew le povestește despre soldat și le spune că va lua mai multă altitudine pentru a lăsa lipsa de oxigen să-l dobore pe soldat. Ines încearcă să facă răz de apă, iar Terenzi o face să călătorească. Începe o altă ceartă, în timp ce Laura observă că geamul se crapă mai mult. În câteva secunde, acesta se sparge în cele din urmă, iar avionul pierde din presiune și începe să tremure. Toată lumea se grăbește să-și pună măștile de aer și să se ajute reciproc să rămână pe locurile lor, în timp ce Matthew și Silvii lucrează din greu pentru a stabiliza avionul. În haos, Jake că reușește să găsească un panou și acoperă fereastra, ceea ce readuce avionul la normal la timp. Dominic are probleme cu respirația, dar, din fericire, Ayaz știe un truc cu țevile de la măștile de aer, care îl ajută să respire din nou. Brusc, o alarmă sună și Matthew descoperă că sistemul hidraulic nu funcționează corespunzătoare. Cineva va trebui să se îndrepte adânc în plană și să-l scoată pe soldat, deoarece este evident că îl cauzează asta. Când Terenzio începe să se plângă din nou, Matthew este de acord să voteze totul, doar pentru a-l face să tacă. Toată lumea votează în favoarea scoaterii soldatului și se convincă că Aez, Jacob și Terenzio vor face treaba. Cu ajutorul sudurii, ei deschid o gaură și pătrund în compartimentul de marfă. Matthew se întoarce în Carlingă și descoperă că Silvia a găsit un aeroport în apropiere. Fără să consulte pe ceilalți, așa cum a promis, Matthew întoarce avionul în acea direcție. Laura vorbește cu Zara și află despre starea precară a lui Dominic. Apoi se duce la Matthew și cere să zboare mai jos pentru ca Dominic să poată respira puțin mai bine. Matthew refuză la început pentru că ar consuma mai mult combustibil, așa că Laura îi dezvole că Gabriel a lăsat un mesaj pe Instagram-ul lui Ines în care spune că cealaltă însoțitoare de bord era însărcinată cu copilul lui. Simțindu-se vinovat, Matthew începe să zboare mai jos. Între timp, cei trei bărbați continuă să-și facă loc prin avion. Când în și fac o gaură care îi duce la roți. Freddy ajunge înăuntru și apucă arma lui Terenzio. Terenzio dă drumul la armă și aia prea controlul, împușcând o rapid pe Freddy. Ulterior trio -ul se întoarce, unde toată lumea pare serioasă. Osman le-a spus tuturor că a văzut sânge pe pătura care acoperea trupul lui Nabil și că Aiaz l-a alungat în mijlocul înmormântării, așa că el crede că Aiaz l-a tăiat pe Nabil pentru a lua diamantele. El scoate o grămadă de smaralde și recunoaște că l-a deschis pe Nabil, dar nu l-a ucis. De fapt, el a fost cel care l-a plătit pe Nabil să facă contrabandă cu smaralde, iar Nabil a murit pentru că nu a urmat procedura corectă de ambalare. Rick dezvolă care cătușe pentru că este agent de securitate și vrea să-l țină în deocamdată, ceea ce toată lumea votează în favoarea lui. Un nou flashback îl arată pe să mergând pe jos, într-un cartier roșu și intrând într-o casă obraznică. Garzile sale îl imobilizau pe un bărbat care l-a rănit pe unul dintre muncitori. Bărbatul a amenințat că va chema poliția, dar aia i-a explicat că toți erau sub mita lui. I-a spus tipului că poate pleca dacă își lasă ceasul drept plată, dar omul a refuzat. Apoi el a scos un bici și a început să lovească cu el. În prezent, avionul a aterizat în Alaska și Jacob poate în sfârșit să repare geamul cum trebuie. Matthew reușește să alimenteze din nou avionul, dar din cauza luminii solare care se apropie, nu pot ajunge încă la destinație, trebuie să continue să meargă spre vest. Rick continuă să insiste că ar trebui să-l dea afară pe Ayaz și este frustrat pentru că Terenzio nu-l mai susține. Când grupul intră în aeroport pentru a căuta provizii, îl iau pe Ayaz cu ei pentru un proces, aflând că a fost un mafiot. Ayaz explică faptul că a trebuit să fugă din țara sa natală și a ajuns să facă infracțiuni doar pentru a supraviețui, deoarece Belgia nu este drăguță cu străinii. Terenzio întrerupe conversația pentru a spune că ar trebui să se întoarcă la Bruxelles, deoarece colegii săi din NATO au menționat un buncăr. Nu știu unde este, dar ar trebui să existe documente. Spre șocul lui Rick, Terenzio mai spune că ar trebui să-l păstreze pe Ayaz pentru că lucrează bine în timpul unei crize, ceilalți sunt rezervați, așa că Terenzio garantează pentru Ayaz și promite că dacă se întâmplă ceva, amândoi vor părăsi avionul. Majoritatea grupului votează pentru și decolează din nou. În avion, Silvi cere lui Ines să intre pe internet pentru a cerceta instalația din Hawaii și posibilul bunker NATO. Ulterior, Horst le spune lui Silvi și Matthew că fructele pe care le-au cules din Canada nu au niciun gust. El teoretizează că incidentul cu soarele distrugea de neul alimentelor, ceea ce înseamnă că nu au valoare nutritivă. Se pare că afectează doar alimentele proaspete, iar conservele sunt bune. Câteva momente mai târziu, avionul începe să treacă prin niște turbulențe. Sylvie se grăbește să se întoarcă în cabina piloților dar Meteo a rezolvat deja problema. El începe să râdă ca un maniac, iar Silvi se teme că lipsa somnului îi afectează sănătatea mentală. Ea îi spune să se odihnească pentru că ea poate prelua comanda, dar el refuză. Apoi Silvi aduce pe aia și Rick, iar aceștia îl scot pe Meteo, care țipă din carlingă. Observând judecata tuturor, Meteo acceptă în cele din urmă să se odihnească și merge la baie. Brusc, aud un mesaj în limba rusă la radio și o aduc pe Zara să traducă. Din cauza staticii, nu este complet clar, dar pare să fie un astronaut de pe stația spațială internațională care repetă cuvintele stara 17. În același timp, Ines se informează pe Sylvie și Jacob că refugiul din Hawaii nu a fost niciodată finalizat, așa că nu pot merge acolo. Este nevoie de Matthew pentru a alege noile coordonate și toți își dau seama că nu l-au mai văzut de ceva vreme. Ei deschid baia și descoperă că leșinat. Laura teoretizează că lana lui este infectată, așa că vor trebui să-i amputeze mâna. Ea nu este chirurg și nu are instrumentele potrivite, așa că nu crede că o pot face acum. Grupul este de acord că trebuie să aterizeze la Bruxelles, așa cum a dorit Terenzio. Grupul o întreabă pe Silvi, care explică faptul că nu știe cum să aterizeze un avion, dar e o convins să folosească un video online. Ea acceptă cu reticență să o facă, dar atrage atenția că decolarea este mult mai dificilă, așa că Matthew va trebui să-și revină pentru ca ei să poată pleca din nou. Jacob aduce un telefon și începe să o ghideze pe Silvi prin procesul de aterizare. Silvi este pe punctul de a avea un atac de panică, dar Jacob o ajută să rămână calmă. Pe măsură ce se apropie de aeroport, motorul începe să cedeze și tot avionul tremură. Doul nu renunță și după ce Silvi oprește motorul, reușește să aterizeze avionul, care alune pe pistă câțiva kilometri până când se oprește. Grupul aplaudă pentru munca lor și Silvia anunță că mai au două ore și jumătate până la răsăritul soarelui. Ei încep să-și împartă sarcinele de făcut în oraș, în timp ce Jacob anunță că va rămâne pentru a afla ce s-a întâmplat cu motorul. Horst realizează că combustibilul este pe bază organică, ceea ce înseamnă că este afectat de fenomenul solar, la fel ca fructele. Un flashback îl arată pe Rick, întorcându-se la casa lui. După ce își ajută mama cu aparatul auditiv, se duce în camera lui și folosește computerul pentru a vorbi cu o rusuaică, care tot cere bani. Fără să-și dea seama că este o scrocherie, Rick anunță că o va vizita în curând, iar fata nu mai răspunde. În prezent, Jacob verifică combustibilul din avion și observă că arată ca siropul de arțară. Totuși, nu a mai rămas prea mult, așa că combustibilul nu ar trebui să-l dilueze. Cu toate acestea, va fi greu să găsească combustibil care nu a fost afectat de soare. Osman explică faptul că a lucrat la un terminal de carburanți și și amintește că rezervoarele erau sub râu, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie protejate de apă. Jacob și Osman sunt de acord să meargă la Amsterdam pentru a găsi c'è combustibile. Între timp, Terenzio, Rick și Ayaz ajung la sediul NATO, unde găsesc multe cadavre pe jos. Terenzio îi duce în camera în care auzi pe ambasadori, vorbind despre soare și începe încep să caute orice informație utilă. Rick observă camerele de securitate și decide să găsească imaginele pentru a vedea dacă pot afla mai multe. După ce Rick pleacă, Terenzio începe să facă comentarii urâte despre țara natală a lui Ayaz, iar el îl pentru asta. Terenzio întoarce pumnul și începe lupta. La început se pare că sunt egali, dar Terenzio reușește să dea un pumn puternic care îl dobor pe Ayaz. Apoi Terenziu se alătură lui Rick, care a urmărit filmările. El afla că în Bulgar există un bunker menționat împreună cu Starea 17, aceleași cuvinte pe care astronautul le-a pus la radio. Rick întreabă unde este Ayaz, dar Terenziu îi spune că s-a întors la avion cu mai multe provizii. El mai spune că s-a rănit pentru că a căzut. În acel moment, Rick îl vede pe Ayaz fără cunoștință pe un ecran, dar Terenziu îl oprește rapid și îl îndeamnă pe Rick să plece. Laura, Horst, Zara și Dominic îl duc pe Metiu la spitală. Dominic merge înainte pentru a căuta un scaun cu și țipă când găsește un ridor plin de cadavre. În timp ce Zara adună medicamente, Hor și Laura se grăbesc să ajungă într-o sală de operație și trebuie să mute un bărbat care a murit pe masă. Laura începe să opereze, deși nu prea știe ce face. Între timp, Dominic urmărește un zgomot ciudat și găsește un sac mobilă. Când o deschide, un animal ciudat sare afară și fuge. Zara îl găsește și apunga pentru a-i aduce lui Orst, arătându-i mâncarea pentru câini din interior. Dominic descrie animalul ca fiind un șobolan, dar nu un șobolan, iar Orst crede că băiatul și-a lucruri. Laura termină operația, dar este reticentă în al pe Matthew, deoarece acesta nu este încă stabil și nimai mai s-ar putea opri. Cu toate acestea, timpul se scurge și nu au de ales decât să-l pună pe Matthew pe o targă. La aeroport, Silvi și Ines caută mâncare și găsește și multe cadavre. După ce vede un cuplu care a murit împreună, Silvi are nevoie de un moment singură. Ines încearcă să o urmărească, însă Silvi se urcă într-un vehicul și pleacă. Câteva momente mai târziu, Jacob și Osman se întorc cu niște combustibil. Auzim povestea lui Ines, Jacob o caută pe Silvi, care se află la vechei casă cu cenușa iubitului ei. Curând, Terenziu și ajung și la aeroport. Iaric devine suspicios când Terenzo se preface surprins sau dacă Caiaz nu a ajuns. Curând Jacob o găsește pe Sylvie plângând la ea acasă. După ce îi împărtășește cât de supărată este, ea îl sărută pe Jacob, care nu-i răspunde la sărut. Sylvie se retrage și și cere scuze, explicând că emoțiile au pus stăpânire pe ea. În clădirea NATO, aia se trăște dureros afară. În avion, echipa spitalului îl aduce pe Matthew Treaz în cabina de pilotaj. El ajunge la concluzia că combustibilul nu este prea mult și că va avea nevoie de mult pentru a pilota. Din fericire, Sylvie se cel la timp pentru a face din o echipă cu el. Între timp, Zara cere să afle adevărul despre Ayaz, iar Rick își împărtășește suspiciunile. Terenzio furios îl împinge la pământ și spune că rica a fost cel care l-a rănit pe Ayaz. Zara nu vrea să plece fără el, dar nu mai au timp. Avionul se pregătește să decoleze, dar se opresc când îl văd pe Ayaz sosind într-o mașină. Deodată, Terenzio apare mândru, purtând o uniformă militară. Se urcă într-o mașină sportivă elegantă unde Ines îl așteaptă pentru a spune cât de tare este, în timp ce devine efectuoasă. În acel moment, Terenzio se trezește, dezvoltă a fost alungat. Între timp ceilalți verifică o artă și află că coordonatele obținute de Rick de la NATO se potrivesc cu un paraj hidroelectric din districtul Starea, așa că se gândesc că ar putea exista un buncăr ascuns sub apă. Din păcate, le lipsesc câteva zecimale la coordonate, așa că nu sunt sigur exact unde se află. Ar avea doar 30 de minute să caute înainte de răsăritul soarelui, dar nu există alte opțiuni, deoarece nu au suficient combustibil pentru a merge în altă parte. Zara vorbește în particular cu Ayaz, care s-a oferit să-l poarte pe Dominic în timpul căutării. Ea îi spune că nu este sigură că va putea alerga mult timp, deoarece este slăbită după ce și-a vândut rinichiul pentru a putea plăti tratamentul lui Dominic. Zara îl face pe aia să-i promite că îi va purta fiul, orice să-l întâmpla. Ulterior, Ricky cere scuze lui Aiaz pentru că l-a lăsat în urmă și insistă că el să rănească pentru a fi chit. În schimb, aia îi povestește despre perioada petrecută în închisoare și cum nu s-a mai întors la familia sa. În schimb, Ricky povestește despre iubirea sa online și arată o fotografie cu ea. În acel moment, tine intră și recunoaște modelul din poză, așa că Ricky realizează în sfârșit că a fost înșelat și aruncă fotografia la gunoi. Câteva minute mai târziu, Meteo anunță că vor ateriza în curând. Apoi Silvi întreabă grupul ce să facă cu Terenzio. Cei mai mulți dintre ei vor să-l părăsească, dar Ayaz nu vrea să moară eventual având ca ultima acțiune uciderea unui om, așa că Silvi este de acord să-l ia cu ei. În cele din urmă avionul aterizează și găsesc două vehicule în apropiere, așa că grupul se împarte în două pentru a începe căutările cât mai repede posibil. În grabă, Silviu uită ce și prietenului ei. Câțiva kilometri mai târziu, Ayaz are o criză în timp ce conduce, ceea ce face ca mașina să se prăbușească și Dominic să leșine. este înghețat, iar Horst trebuie să-l scoată din starea asta. Mașina nu pornește din nou, așa că grupul trebuie să continue pe jos. Chiar și în această stare, Aia îl cară pe Dominic și mărturisește zare care aceste crize de când Terenziu l-a bătut. Vor să-i sune pe ceilalți, dar nu au semnal, așa că o iau pe orice drum pare mai bună. Cu doar 18 minute înainte de răsăritul soarelui, grupul lui Silvi găsește instalația și intră, observând că poarta se închide automat în urma lor. Ozman aleargă pentru a încerca să o țină deschisă, dar primește un șoc electric care îl dubă. Ceilalți găsesc un buton care deschide poarta, însă dacă nu-l țin apăsat, poarta se închide din nou. Terenzio se oferă voluntar să rămână cu butonul, dar Silvi nu are încredere în el și îl încătușează de stâlp înainte de a arunca cheile pe jos. Dacă Terenzio vrea libertate, va trebui să deschidă poarta pentru ceilalți. Apoi Silvi și ceilalți continuă să meargă, găsim pe drum multe vehicule militare. În cele din urmă găsesc o ușă încuiată, așa că o lovesc cu pietre până când o spargă. Toată lumea se grăbește înăuntru, cu excepția lui Silvi, care vrea să aștepte pe ceilalți. Curând, grupul lui Aiaz ajunge în apropierea instalației, dar în care se află o poartă veche. Aiaz vrea să escaladeze, însă Zara traduce semnul și spune că este electrificată. Or spune că ar trebui să stea pe ceva neconductor pentru a evita șocurile, iar grupul începe să scoată o învelopă dintr-un camion abandonat, deoarece este făcută din cauciuc. De asemenea, acoperă sârma ghimpată cu cămăși și jachete. Or sturcă primul și învață să nu atingă niciodată două sârme în același timp. El sare pe partea cealaltă în siguranță, așa că aia urmează împreună cu Dominic. Iar când soarele este pe care să răsară, Silvi găsește în sfârșit grupul lui Iaz și toți fug să se ascundă în interiorul instalației la timp. Terenzi încearcă fără succes să rupă cătușele și să ajungă la chei, așa că se uită la soare și așteaptă sfârșitul. În interiorul facilității, câțiva soldați întâmpină grupul și le cer ajutorul pentru rezolvarea unei noi probleme. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!